Și discutăm despre alegerile istorice din Republica Moldova cu domnul Tudor Ioniță, jurnalist și expert în combaterea propagandei din Rusia. Bună ziua și vă mulțumim tare mult pentru prezența dumneavoastră în jurnal. Bună ziua și vă mulțumesc că m-ați invitat la cadru. Spuneți-ne, vă rog, cum vedeți dumneavoastră această situație din Republica Moldova din acest moment? Am văzut-o pe Maia Sandu în urmă cu puțin timp, a fost la secția de vot, a spus, citez, am votat cu Moldova, trebuie să fim uniți, să ne păzim votul, hoții vor să ne cumpere țara. Nu a oferit însă foarte multe informații despre acele posibile tentative de fraudare, a transmis doar că acest lucru a fost deja spus de mai multe ori de premierul Dorin Recean. Bine, sunt probabil cele mai tensionate alegeri din istoria Republicii Moldova. Avem acuzații de fraudă masivă a acestui vot și putem să observăm deja foarte multe semne acestei situații. Rusia deja nu se mai ascunde. Avem informații despre transportarea ilegală a cetățenilor moldoveni din Federația Rusă în alte state, foste state ale Uniunii Sovietice. Avem transport organizat în Minsk, în Belarus, avioane întregi de cetățeni care zboară în Minsk, sunt duși gratuit încolo și înapoi. Avem foarte multe cazuri în Azerbaijan de transportare ilegală. Vorbim despre secții de votare care, în mod normal, la alegerile precedente erau frecventate de zeci sau sute de cetățeni. Acum deja sunt mii de cetățeni care au votat la acele secții. Și acest lucru se arată și în cifrele până la această oră. Comisia Electorală Centrală vorbește sau anunță deja despre 675.000 de votanți. Este aproape un sfert din numărul total de alegători înscriși pe listele CEC, o prezență masivă, o prezență fără precedent, aș putea spune. Trebuie să înțelegem că această prezență până la această oră este datorată mobilizării organizate de gruparea criminală Șor și de Federația Rusă. Vedem cum și secțiile de vot dedicate sau deschise cetățenilor din regiunea transnistreană au fost luate cu asalt. Vedem rânduri uriașe sau cozi uriașe pe podul Râbnița-Rezina, toate spre direcția zona de securitate unde sunt deschise secțiile de vot. Sunt informații precum că așa zisele autorități de la Tiraspol le-au garantat Moscovei un număr de câteva zeci de mii de voturi. Respectiv, sunt îndoieli foarte mari cu privire la legalitatea acestei prezențe. Domnule Tudor Ioniță, vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste explicații, pentru intervenția dumneavoastră.